ecranul și divan. Da. Mă bucur teribil de tare că vom fi chiar și pe net, dar oricum e ca și cum am fi la Cluj, pentru că de fapt e prima ediție de psihanaliză și film de festivalul nostru drag, importat de la Londra și care va ajunge și la voi. În plus, unul dintre personajele din filmele pe care le-am ales și pe care le pot da online din amfiteatre și închisori a fost profesor mare la Cluj și a corespondat cu Jung. Prin urmare, deci am dat titlul Pandemia egal solidaritate cu semn de întrebare. Da, m-am inspirat între altele și de la Gopo, care așa aș termina scurta lui istorie cu sfârșit, semn de întrebare. Așa și eu, solidaritate, da. Eu cred că putem fi solidari, inclusiv în a vedea filmele de la distanță, în a pune întrebări, pentru că am o grămadă de psihanaliști prezenți dispuși să vă răspundă, mai mult decât atât și creatorii filmelor sau generațiile următoare. De exemplu, de la Păcală, o să îl avem pe Cătălin Saizescu să ne spună câte ceva despre Geo, tatăl lui, care ne-a făcut să surâdem în primăvară, dar și acum în plină iarnă. Avem scurtmetraje din cele mai diferite și începem cu Și caii sunt verzi pe pereți? Nu, n-am niciunul pe aici, dar Adrian Titieni o să ne învețe câte lucruri a aflat atunci când a filmat cu Dan Chișu în acest scenariu extrem de util acum, când de multe ori ne lăsăm înșelați. Și dacă am fi mai solidari, probabil că nu s-ar mai întâmpla. E, apropo de solidaritate, și Strada Speranței ar trebui să fie tot o modalitate de a fi împreună, pentru că asta înseamnă solidaritate. Și poate cea mai intensă dintre toate e întâlnirea cu cei de la Foleala și cu filmul Independența României. Cu puțin noroc o să putem da și un scurtmetraj care e de fapt un omagiu pentru cei care ne încântă și cântă cu atât de multă dăruire. Un scurtmetraj venit din Irlanda. Se cheamă Mr. Foley și are și umorul de rigoare. 30 de ani și 15 minute ca să fim mai prudenți pe șosele și din nou să fim solidari și cu cei care merg în sens invers și cu cei care de multe ori nu se gândesc decât cum să-i întreacă de ce oare la volan? Nu. Eu cred că și acolo trebuie să fim solidari și uite așa, cu sprijinul lui Ștefan Mandache, o să se construiască niște drumuri adevărate, tot cu solidaritatea noastră. Și atunci pot să tai semnul de întrebare? De-abia aștept să ne vedem pe Zoom deocamdată. Sună bine și e și un nume de cofetărie, deci o să fie Sweet? Nu, nu, nu e sponsorul nostru. Dar, în schimb, o să fie întâlnirea și cu cei de la Iași, cu artiștii de la Artis. Mai avem un pic într-un weekend, un weekend de noiembrie. Un weekend în care stăm în casă, ne uităm la filme, aflăm de psihanaliză și sperăm să putem din nou călători de adevăratele.